prea sfințiile voastre, prea cuvioși, prea cucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase. Biserica noastră prăznuiește Paștele sau Paștile, Paștele la singular și Paștile la plural. Acesta este în limba română un substantiv neutru. Un Paște, doi Paști, două Paști. Se spunea înainte că pluralul de la Paște ar fi doi Paști, dar în mod corect, potrivit cărților de cult ortodoxe, noi spunem Paștele cele sfințite, Paștele Domnului Paștele, ceea ce înseamnă că pluralul de la Paște sună ca fiind Paști sau Paștile. Deci acest cuvânt este de origine ebraică și însemna trecere. Uneori însemna a trece peste, a sări peste o anumită casă. Atunci când evreii au fost salvați din robia Egiptului, s-a trecut peste casa lor și nu au fost cei din tâi născuți ai lor uciși. Deci, ideea este că Paștele iudaic însemna comemorarea trecerii poporului evreu prin Marea Roșie, scăpând din robia lui Faraon, din robia Egiptului și mergerea acestui popor spre o țară a făgăduinței. Deci era vorba de eliberarea de robie și ajungerea la libertate a unui popor. Paștele creștin, însă, nu se referă la trecerea prin Marea Roșie, ci se referă la trecerea lui Iisus Hristos prin sângele sau suferința crucii și apoi prin coborârea la iad cu sufletul și învierea din morți. Cu alte cuvinte, Paștele creștin înseamnă trecerea de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Pentru că Iisus Hristos, care înviază din morți, nu revine la viața biologică pământească, precum Lazar, prietenul său din Betania. Ci Hristos, cel înviat din morți, trece de la viața amestecată cu suferință, durere și moarte, la viața cerească, veșnică, fără de moarte. De aceea, noaptea de Paști, cântăm, astăzi prăznuim omorârea morții, sfârmarea iadului, surparea iadului și începutul unei alte vieți veșnice. Deci trecerea de la o viață amestecată cu suferința și moartea la o viață nouă, veșnică, cerească. Aceasta este semnificația profundă a Sfintelor Paști sau a Paștelui creștin. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune, Hristos Paștele nostru s-a jertfit pentru noi. Deci Paștele este mai întâi de toate o persoană. Înainte de a fi o sărbătoare, este o persoană. Este persoana divino-umană a lui Hristos. De aceea salutul pascal spune Hristos a înviat, adevărat a înviat.
adică se referă la persoana lui, nu doar la eveniment. De asemenea, cântările din canonul învierii, acesta care se cântă în această noapte, arată că Hristos este detătorul vieții veșnice prin faptul că dăruiește această viață nouă tuturor celor care cred în El. Și învierea, înainte de a fi un eveniment, este o persoană. Este însuși Iisus Hristos. De aceea, când Marta, sora lui Lazar, a spus, știu că va învia în ziua de apoi, fratele meu Lazar, Mântuitorul precizează, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă va muri. Va trăi cu sufletul chiar dacă va muri cu trupul. Vedem așadar că învierea nu este un fenomen natural, ca în mitologia veche, greacă sau romană, unde învierea era considerată revenirea naturii la starea de frunze și flori în primăvară. Învierea este darul exclusiv al lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Și acest dar este oferit mai întâi în Iisus Hristos, în Fiul Său, cel veșnic, care din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor s-a făcut tocmai ceea ce iubea, adică om. Deci, ceea ce s-a realizat în Hristos prin învierea din morți, se va realiza cu umanitatea întreagă, cu toate popoarele, cu toate generațiile, de la Adam până la sfârșitul lumii. De aceea, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, spune că precum toți oamenii mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Toți oamenii vor învia în Hristos. Și cei care au crezut și cei care n-au crezut în El. Pentru că învierea de obște este darul lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate. Însă după învierea de obște are loc judecata de apoi. Cei care în timpul vieții lor pământești au răspuns iubirii lui Dumnezeu vor fi veșnic fericiți. Cei care în mod liber au refuzat iubirea lui Dumnezeu, aceia vor simți vidul sufletesc al refuzului iubirii milostive a lui Dumnezeu, așa cum ne arată Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 25, în care iubirea milostivă este singurul criteriu de evaluare a faptelor fiecărui om. Acum nu se mai spune chiar judecată, ci evaluare a vieții omului trăită pe pământ. Deci această înviere de obște este ținta spre care se îndreaptă biserica și umanitatea întreagă.
Deci aceasta explică de ce crezul ortodox are ca final, ca ultim articol, această mărturisire. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Dacă nu ar fi fost în crezul ortodox acest ultim articol, crezul ar fi părut o înșiruire de evenimente fără legătură cu viitorul definitiv al umanității. Deci, faptul că noi mărturisim în crezul sau simbolul de credință ortodox că aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, arată că toate sunt îndreptate spre înviere. Că timpul nostru pe pământ este un timp de pregătire. Că moartea nu este ultima etapă a vieții noastre, fiindcă Hristos a transformat-o în paște, în trecere spre viața veșnică. De aceea, creștinul este tot timpul plin de speranță, plin de bucurie, este plin de nădejdea că moartea este doar o trecere, moartea fizică, și că viitorul definitiv sau ultim al omului este împărăția lui Dumnezeu. Intrarea fiecărui om în bucuria, pacea și slava Preasfintei Treimi. Deci, acum în încheiere trebuie să precizăm că această sărbătoare a Sfintelor Paști este, așa cum o numea Părintele Dumitru Stăniloae, sărbătoarea luminii și a bucuriei. El spune că Paștele sunt o explozie de bucurie care perpetuează explozia de bucurie a ucenicilor care au văzut pe Domnul înviat din morți. Deci bucuria că moartea a fost biruită este bucuria cea mai mare a credinței, care copleșește toate bucuriile trecătoare din viața omului pe pământ. Și este bucuria care alină toate durerile vieții de pe pământ. De aceea, în ziua de Paști sau de Paște, nu trebuie să fim întristați, ci să ne bucurăm. Cântările ortodoxe de Paște însă ne spun că bucuria aceasta veșnică, care este inaugurată prin învierea lui Hristos, este însuși Domnul Iisus Hristos, numit bucuria veșnică. Deci, din nou, bucuria, înainte de a fi o stare a sufletului, este o persoană veșnică. Este Domnul Iisus Hristos. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe filipeni zicând, bucurați-vă, și iarăși zic, bucurați-vă pururea întru Domnul. Deci izvorul bucuriei și al păcii în viața creștinului este legătura lui cu Hristos, cel răstignit și înviat. De aceea, când nu mai avem bucurie în suflet, trebuie să alergăm la Hristos. Rugăciunea și împărtășirea cu Sfintele Taine devin izvor de bucurie din bucuria lui Hristos, bucuria cea veșnică, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin.